Hai, salutare și bine ai revenit pe canalul meu de YouTube, canal unde învățăm rețete de cocktailuri, învățăm drink-uri, mix-uri și băuturi super interesante. Iar astăzi o să învățăm 3 băuturi pe care le putem mixa de Crăciun. Pentru că da, nu avem prea multe planuri de Crăciun, măcar să știm ce bem. Și ca tot să fie mult mai interesant, ți-am pregătit un sneak peek cu cele 3 băuturi. Fii atent aici! Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh, dashing through the snow. One horse open sleigh, over the fields we go. Acum că ai văzut cum arată băuturile și ți-am trezit cumva interesul, hai să-ți povestesc un pic și cum se prepară. Iar prima băutură pe care o să o mixez se numește Cosmopolitan și este un twist după clasicul Cosmopolitan. Băutura se pregătește într-un pahar cu pe. Am pus gheață în pahar ca să pot prerăci paharul, iar el rămâne la o temperatură scăzută în timp ce noi mixăm băutura. Mergem mai departe cu shakerul. Și o să fac același lucru. Am pus gheață și în felul ăsta shakerul o să stea rece în timp ce o să pun ingredientele înăuntru. Primul ingredient este vodka și o să am nevoie de 45 de ml de vodka. Mai departe, suc de cranberry, 45 de ml. O să mai avem nevoie de niște amaretto di Saronno și o să folosesc 15 ml. Și ultimul ingredient, fresh de lime, 15 ml. Urmează un shake energic. Aruncăm gheața care ne-a menținut paharul rece și venim cu un fine strain. O să decorăm băutura cu o coajă de portocală. Doamnelor și domnilor, Cosmopolitan. A doua băutură pe care o să o mixăm se numește Snowball și este un twist după clasicul White Russian. Așadar, o să facem twist-uri acum de sărbători, iar clasicii îi lăsăm pentru mai încolo. Pentru băutura asta o să folosesc un pahar de tip rocks în care o să pun gheață. Mergem mai departe cu shaker-ul pentru că această băutură o să o pregătim prin metoda shake and strain. Așadar, punem gheața, hopa! Mergem cu ingredientele. Primul ingredient este, bineînțeles, vodka și o să am nevoie de o cantitate de 60 de ml de vodka. După ce am pus vodka, mergem cu 15 ml de lichior de cafea. Am pus și lichiorul de cafea, urmează half and half-ul și half and half este mix de lapte și frișcă lichidă, 30 de ml. Și 10 ml sirop de scorțișoară. Urmează shake-ul energic. Și strecurăm totul în pahar înainte de a strecura apa care s-a scurs de la gheață. Și strecurăm totul peste gheață. Ca decor o să folosesc Raffaello și o să-l așez peste cuburile de gheață. Doamnelor și domnilor, Snowball!
Iar a treia băutură și ultima băutură din episodul de astăzi se numește Christmas Margarita. Și guys, încă o dată, este margarita, nu margherita. Margherita este pizza, margarita este băutura tradițională mexicană cu bază de tequila. Ok? Deci margarita, Christmas margarita, bineînțeles este un twist după clasicul margarita, cum am spus și mai devreme, fac numai twist-uri azi, la fel într-un pahar elegant, într-un cupe. Am pus gheață în pahar, mergem mai departe cu ingredientele, direct în shaker, pentru că metoda de preparare se numește shake and strain. Asta înseamnă că avem nevoie de un shaker. Și vă spuneam la început că la orice margarita, baza alcoolică trebuie să fie tequila și eu am aici tequila pentru această băutură, 45 de mililitri. Direct în shaker. Hop. Am pus tequila, mergem mai departe cu lichiorul de portocale, triplu sec, 15 ml. Și să pun la această margarita specială 10 ml de sirop de alune prăjite și suc de cranberry. Suc de cranberry tot 10 ml. Pe lângă aceste patru ingrediente, mai avem nevoie de ingredientul acru, de ingredientul sour. Aici am ales lime-ul, o să folosesc jumătate de lime stors direct. Scurgem apa, mai completăm cu niște gheață și venim cu un shake puternic. Aruncăm gheața din pahar, gheața de menținere. Și strecurăm cu o strecurătoare fină. Folosim strecurătoarea fină pentru că nu vrem ca acele din gheață care s-au fragmentat să ne ajungă în pahar. Ca decor o să folosesc o crenguță de rozmarin. O să dau pe marginea paharului. Doamnelor și domnilor, Christmas Margarita! Cheers! Dacă ți-a plăcut clipul ăsta, lasă un comentariu, dă un like, dă un subscribe, dă un share la clipul ăsta. Spune-mi de fapt în comentarii ce alte băuturi mai vrei să vezi aici pe canal explicate, pentru că eu sunt dispus să mixez toate nebuniile de pe lume. Până una alta, vezi că mă găsești pe Instagram Valentin Luca, pe TikTok Cocktails with Luca. Ciao, ne vedem data viitoare! E mega bună asta! Mamă, mamă, mamă! Mamă!